Oameni de milioane. Like us. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este Ionuț Teoderașcu. Este creatorul unui proiect care reușește să ne reconecteze cu originile noastre și cu locuri foarte frumoase din această țară pe care poate nici măcar nu știați că le avem. Se întâmplă asta în cadrul unui proiect pe care ne mândrim să-l susținem la Europa FM. Se numește Muzee de la sat.ro. Bun venit la Europa FM! Bine v-am găsit și mulțumim foarte mult de susținere. O să pun o întrebare care nu știu dacă e nepotrivită. Câți ani ai? Eu am 25. Mulți înainte. La o asemenea vârstă să te preocupe satul românesc și mai mult să te preocupe muzeele de la sat și din zonele rurale să le faci cunoscute, nu știu dacă mulți ar putea de vârsta ta să vibreze cu o asemenea idee. Ție cum ți-a venit? De unde ai pornit? Cred că toată ideea a pornit atunci când m-am întors de la studii. Am fost plecat timp de 2 ani în Londra să studiez fotografie documentară și atunci când ești plecat din țară, se activează un dor în ăsta de locurile natale. Eu am copilărit la sat. Și atunci îmi amintesc când stăteam pe acolo, îmi spunea, mamă, dacă o să fiu acolo la sat, data viitoare o să merg, o să fotografiez, o să filmez. Și am revenit cu pandemia, am început un proiect împreună cu alți colegi, foști colegi de facultate, care se numește De la sat, proiect editorial. Și ulterior, prin proiectul acesta, am fost, mi-amintesc, la un muzeu, Muzeul Colectivizării din județul Neamț. L-am vizitat și acolo muzeograful ne explica că anumite camere de acolo au fost realizate printr-o cofinanțare de la FCN, Fondul Cultura Român. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea asta de a primi sprijin să dezvolți un proiect cultural. Ulterior, nu știu, cred că au trecut vreo 10-15 zile, am uitat de toată ideea asta. Într-o seară mi-am amintit, nu știu să zic dacă am văzut ceva sau... Și am zis, hai să intru un pic pe site-ul ăsta să văd despre ce-i vorba. Când am intrat eu pe site, fix atunci era anunțată o linie de finanțare pe proiecte culturale. Și toată seara respectivă m-am gândit ce aș putea să fac. Și mi-a venit ideea asta cu muzeul de la sat. Am un prieten care se ocupă cu tururi virtuale, realizează tururi virtuale și am dat atunci un mesaj și am spus, uite, aș vrea să facem o platformă cu muzeele de la sat, să le facem tururi virtuale, să promovăm satul, să fie ceva, nu știu, și ceva fizic, ceva palpabil, pe lângă promovarea pe care o facem noi prin fotoreportaje și reportaje pe de la sat. El a fost de acord, m-a susținut, într-o lună am scris proiectul, a fost un maraton între ăsta. Noi n-am mai scris proiecte, nu știam cum, am întrebat în stânga și în dreapta, ne-am informat, am stat non-stop la calculatoare și am scris și am trimis proiectul. Și apoi a fost sprijinit, am primit finanțare și am început toată nebunia asta, tot traseul pe care l-am, nu știu, în 20 de zile am fost la toate muzeele, 28. A fost foarte frumos și sperăm să fie primit așa cum trebuie. Bun, vorbim de toate muzeele din regiunea Moldovei. Este zona cu care ați început pe 1 decembrie, când s-a lansat oficial muzee de la sat.ro și s-au lansat aceste tururi. Practic, ce presupune un tur virtual al unui muzeu? Ce faci concret pe site? Da, prima parte a proiectului se referă strict la muzeele de la sat din regiunea Moldovei. Noi începem ușor-ușor pe fiecare regiune. Am fost la 28 de muzee, au fost scanate clădirile din interior, apoi am editat toate materialele și se realizează o machetă 3D a spațiului, adică poți să vezi și din exterior cam câte camere are să-l vizualizezi, să vezi cum ar fi și apoi intri în interior și interior e, ce, cum ne place nouă să spunem, e fix ca într-un joc video în care, nu știu, cei care au jucat Counter-Strike, spre exemplu, în care te plimbi, mergi într-o cameră în alta, te oprești să vezi un exponat, să citești, să afli mai multe detalii. Deci e toată treaba asta este interactivă, este 3D. Tocmai pentru că noi vrem să ajungem, cum spuneai și tu, de la început, ai 25 de ani și te pasionează ideea de muzee. Mă pasionează ideea de a promova muzeele și satul, dar doresc să o fac într-o manieră cât mai
apropiată sau, nu știu, cât mai aproape de tine. Cei mai în vârstă, canalele sunt cumva mai tradiționale, dar la cei mai tineri trebuie să vii cu diverse ustensile, cu chestii inovative, cu inovatoare, cu, nu știu, cum, exact cum facem noi, un tur virtual 3D. Adică, prin asta, da, probabil atrage atenția și sperăm să atragem atenția și să avem cât mai mulți utilizatori pe platformă, care mai apoi, bineînțeles, să meargă în satele respective și la muzeele respective. Cât de greu a fost să-i convingi pe cei care administrează respectivele muzee să se deschidă unui asemenea proiect? Nu că poate nu mai vine lumea pentru că l-a vizitat online. Da, eu inițial am fost, încă sunt foarte entuziasmat, am zis că na, cum o să venim cu ideea asta la muzee, o să primim, o să fim acceptați, o să fie totul bine pentru că oferim ceva gratuit, cofinanțat prin AFCN. Și atunci am zis că sigur nu o să avem probleme pe treaba asta. Majoritatea muzeilor au acceptat așa cum trebuie. Am avut și cazuri în care ni s-au spus, bun, dar faci un tur virtual, o să vadă acolo și nu o să mai vină la mine. Sau nu vreau, că cine știe, cer bani după, știi? Adică sunt și de desubturi dintre astea. Și la fiecare, în fiecare parte am explicat că prin ceea ce facem noi, așa cum am spus, atragem atenția. Adică dacă tu nu o să fii vizibil în mediul online, prin muzeul tău, nu o să publici fotografii de calitate, nu o să ai, spre exemplu, acest tur, nu ai cum să atragi, exact ca marketing, știi, cu clienții, cu, nu ai cum să-i atragi pe tineri sau pe cei mai vârstă chiar în muzeul tău, pentru că nu o să știe despre el. Adică cum să te găsească, cum să vină cineva la tine să te viziteze dacă nu n-a văzut nicăieri. Iar modalitatea asta de tur virtual a luat amploare, mai ales în timpul pandemiei. Adică marile muzee, am dat și exemple, marile muzee ale lumii au tururi virtuale. De ce ar fi făcut ele, spre exemplu, tururi virtuale dacă s-ar fi temut de treaba asta, că nu o să mai vină nimeni să le viziteze? Ele stârnesc, adică o să vezi cam cum este în interior, dar turul virtual niciodată nu o să înlocuiască experiența de la fața locului. Faptul că mergi acolo, întâlnești persoane noi și simți, adică printr-un ecran n-ai cum să simți, știi? Vibrația locului, să auzi păsările sau, nu știu, atmosfera de la sat, spre exemplu, nu ai cum, trebuie să mergi acolo. Noi oferim primul pas, sperăm ca ulterior să fie făcut și ceilalți, să meargă fizic. Cât de interesante sunt muzeele din mediul rural? Am descoperit muzee foarte faine și pe lângă muzee am descoperit oameni super dedicați, oameni care construiesc cu ceea ce au în curte și merg la sătenii din jur și le cer, nu știu, exponate sau, spre exemplu, la un muzeu din Galați, o doamnă ne-a spus că a făcut într-o cămăruță o fierărie. Și a spus că știa un fierar în sat, a mers la el, i-a luat toate lucrurile, l-a întrebat, apoi i-a luat luta, a făcut, și adică a amenajat totul cu mâinile lor, e împreună cu muzeograful, bineînțeles, adică este și latura aceasta istorică, dar este și și partea asta de voință și de a face mai mult, pe care o găsești mai mult în zonele rurale. Pe lângă muzeele care abordează tema etnografică, majoritatea pe această tematică se concentrează, sunt și muzeele științifice. Am găsit două muzee care au niște exponate geniale, adică musai să le vezi. Nu mi-am fi imaginat că într-un sat, spre exemplu, ar putea să fie un muzeu care să aibă atât de multe exponate, un muzeu făcut de un fost profesor care între timp a murit, din păcate, și la sat, pentru prima dată, este, spre exemplu, am văzut și o grădină botanică. Grădinile botanice, de obicei, le găsești în zonele urbane. Aici, despre satul despre care spuneam, pe lângă muzeul Romanescu se numește, pe lângă muzeul de științe este și grădina botanică. Ceea ce e fascinant, adică și pe lângă, cum spuneam, pe lângă muzeul în sine, să ieși din muzeu, să explorezi și satul și ulițele, e fascinant.
Da, există percepția asta totuși că avem locuri, ok, foarte frumoase, dar sunt foarte, foarte greu accesibile, trecând de la drumuri până la indicatoare care lipsesc și rămân locuri minunate, dar sunt ascunse. Cât de greu sunt de găsit aceste muzee în satele românești? Într-adevăr, aici e o problemă cu drumurile, dar am avut și noi problema asta, am parcurs 5.500 de kilometri ca să ajungem la toate muzeile. Drumurile, unele dintre ele erau foarte rele, tocmai de aia, după ce am terminat de explorat toate muzeele, mașina a intrat în service și a trebuit să plătim din banii noștri vreo 2.000-3.000 ca să reparăm mașina, pentru că drumurile au fost groaznice. Da, na, acum nu putem să ne oprim la drumuri, știi? Adică dacă drumurile sunt rele, nu mai mergem, nu, cumva nu e o soluție. Nici nu vreau să generalizez, să spun că toate au fost foarte rele, dar nici nu pot să zic că e fantastic și că e ușor de descoperit. Mai este și problema faptului că majoritatea muzeelor nu sunt pe Google Maps, nu sunt ușor de găsit și noi am oferit cumva ajutor și pe partea asta. Adică acolo unde am văzut că nu e amplasat corect sau nu este deloc, am adăugat pe Google Maps, am actualizat, am revendicat locații în speranța în care o să fie ulterior găsite mult mai ușor. Ionuț, voi cum ați aflat de ele? Cum le-ați găsit? Le-am căutat, este o platformă care se numește CIMEC, acolo unde sunt listate toate, nu chiar toate, dar majoritatea muzeelor și de la oraș și de la sat. E o bază de date imensă, deci am petrecut câteva zile să stăm să le sortăm, să vedem care sunt de la sat, care ar merita, pentru că am avut și noi niște criterii ale noastre. Și pe lângă asta, pe lângă platformă, am făcut și o cercetare a noastră în care am mai întrebat persoane pe rețelele de socializare sau din ce am de unde am mai fost noi. Spre exemplu, noi mai suntem și într-un alt proiect care se ocupă cu turismul zigzag în România și am mai fost, aveam exercițiul acesta de a merge la muzee și de a descoperi noi locuri și ne-a ajutat. Cu alte cuvinte, a fost nevoie de muncă de cercetare serioasă ca să scoți la lumină. Da, așa este. Bun. Da, pentru că e dificil, dacă ele nu sunt prezente online, în mediul online, greu le găsești. Ce Dar urmează, dacă nu, să fie bine. ce urmează pentru muzee de la sat.ro? Urmează să completăm harta. Noi pe platforma noastră, pe website-ul nostru avem o hartă, harta muzeei de la sat. Deocamdată am acoperit județele din regiunea Moldovei, urmează următoarele regiuni și o să pornim la finalul lunii ianuarie sau început de februarie, în funcție de cum vor fi virați banii, în Muntenia. Deci Muntenia va fi următoarea regiune, vom merge acolo cred că vor fi 20 de muzee și continuăm să facem treaba cât mai bună. Acum avem experiența din spate cu Moldova, probabil cel mai sigur în Muntenia va fi și mai bine, sperăm să ne organizăm și mai bine și să completăm harta. Acesta este scopul, sperăm să o facem în 2-3 ani, cam așa am calculat noi. Și apoi să știm unde avem, care sunt toate muzeele de la sat și să le găsim într-un singur loc. Care crezi că va fi piedica cea mai mare în acest proiect? Crezi că acum că i-ați dat drumul, lumea va înțelege că este cumva în avantajul fiecărui loc să se facă mai vizibil și mai ușor accesibil și unui alt public sau dimpotrivă va fi mai greu de aici înainte? Eu zic că va fi mai ușor. Pentru că, spre exemplu, va fi mai ușor și pentru noi, cred și sper, în documentare, spre exemplu, deja începem să primim mesaje de uitați, când o să veniți în regiunea cu tare, avem muzeul acesta și vă așteptăm la noi, adică nu mai trebuie noi să căutăm, sigur că noi o să căutăm, o să continuăm să căutăm, dar ne ajută faptul că mai vin și persoane din exterior care ne spun unde ar trebui să mergem. Și este deja o deschidere, adică nu trebuie să mai venim noi cu un telefon, cu un e-mail să explicăm ce facem, ce am făcut, de ce ar trebui să accepti propunerea noastră. Și pe partea asta sunt sigur că va fi mai ușor. O să vedem probabil câte persoane, dacă noi încercăm să măsurăm câte persoane care au vizitat muzeele pe platformă vor merge și fizic, ca mai apoi să vedem dacă într-adevăr ideea noastră și de la care am pornit faptul că dacă o să vezi în mediul online, o să vrei să te duci și fizic.
Și dacă se concretizează, atunci probabil și această idee o să ne ajute foarte mult. Și sperăm că așa să fie. Ionuț Teodorașcu, proiectul acesta este unul care, ok, poate să deschidă apetitul pentru mers la muzeu. Dar foarte mulți tineri care aleg să studieze în afară prind un alt fel de gust al vieții din afară și al oportunităților care sunt în altă parte. Te-ai întors din Londra în România pentru a merge la sat și a strica mașina, tocmai ca să documentezi un asemenea proiect. De ce n-ai fost tentat să rămâi în afară? Am revenit pe fondul dorului, pandemia m-a făcut, sincer, să-ți spun, să vin înapoi în țară. Știam că la un moment dat o să revin, adică de când am plecat am zis că bun, o să merg în Londra, o să studiez, probabil după ce studiez voi mai sta 2, 3, 4 ani maxim și apoi o să mă întorc înapoi în țară să lucrez pentru cei din țară. Adică știam că merg acolo, mă perfecționez și vin și ofer aici. Pandemia a făcut ca eu să mă întorc mult mai rapid, adică să nu mai stau acei 2-3 ani după studii și, sincer să fiu, mă mai gândesc uneori. Adică ar fi absurd să spun că da, e totul perfect la noi în țară și aici o să rămân. Mă mai gândesc uneori dacă o să mai plec când sau... Aș vrea cel puțin un vizită, clar, o să vreau să mă mai duc, spre exemplu, în Londra, să mai stau câte o săptămână, două chiar. Dar acum că avem și acest proiect, sincer, știu că o să mai rămân aici și sper să găsesc, să treacă timpul și să găsesc ancore dintre astea care să mă facă să rămân în țară, să nu plec. Bun. Pentru că e mai ușor, într-adevăr, să pleci, mai ușor, și odată ce ajungi acolo este super dificil, adică, nu știu, o balanță care se înclină și într-o parte și în alta constant, așa. Cum, pentru că ai fost un student foarte activ și în perioada în care studiai la Iași și în perioada în care te-ai dus la Londra, probabil nu ai putut să te limitezi doar la cursuri, cât de ușor, cât de greu este ca student să faci voluntariat, să te implici, să vrei să înveți mai mult în afara cadrului educațional definit de facultate? Da, aici e dificil. Când ești student, gândești diferit. După ce ai absolvit, gândești diferit. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Când am fost student, a fost cumva dificil să fac voluntariat, să nu trebuiască să-mi caut un job și să nu muncesc și să merg să lucrez la diverse proiecte, cum am făcut-o, spre exemplu, în Asociația Studenților Jurnaliști. Petreceam weekendurile lucrând la proiecte, întâlnind oameni noi, nu știu, ajutând comunitățile de acolo. Și nu aveam timp fizic să mai caut și un job, să-mi plătesc chiria, spre exemplu. Adică dacă odată trebuie să ai sprijinul financiar al părinților care să-ți permit să faci voluntariat, eu am fost norocos și l-am primit, și apoi trebuie să-ți dorești. Pentru că e mult mai ușor să stai Netflix și chill acasă, știi? Adică să te închizi în cameră și zici mă duc la facultate, am venit și asta e, s-a terminat totul. Dar odată ce ești pe ușă, ai și satisfacția aceea că ai făcut un lucru, că a rămas ceva în urma ta, că ai întâlnit niște oameni. Eu am mers și am făcut voluntariat toți cei 3 ani de facultate. Nu știu, eram într-adevăr, la un moment dat îmi spuneau, făceau mișto colegii de mine că sunt și colo și colo și dincolo, adică eram peste tot și voiam să, nu știu, să învăț cât mai multe. Și asta m-a ajutat, adică îmi dau seama acum, după ce am absolvit, că folosesc experiențele din, nu știu, din asociații sau de la, pe unde am mai lucrat, la reviste, opinia studențească, spre exemplu, unde am făcut iarăși voluntariat. Toate aceste experiențe m-au ajutat să pot să lucrez, spre exemplu, să fac proiecte cum este acesta, Muzeul de la Sat, unde, slavă Domnului, nu mai este voluntariat. Da, e dificil, dar trebuie să-ți dorești. Ionuț Teodorașcu, îți mulțumesc foarte mult pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun la Europa FM.